Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. S-a finalizat primul proiect din cele șase finanțat prin sistemul de bugetare participativă. Drumul ce face legătura între șoseaua Combinatului și strada Belvedere a fost placat cu dale din beton. Făgărășenii care locuiesc aici se luptau cu noroaiele și iarna cu nămeții. Perioada de garanție a lucrărilor este de 12 luni. Firma care a deschis șantierul apei la Făgăraș, Recon și Doje și care a ținut orașul în praf mai bine de 4 ani, este obligată să repare ce a stricat. În urma lucrărilor din anul 2015, muncitorii pregătesc strada parcului pentru asfaltare pe propria cheltuială. Primăria a pus condiții. Recepția lucrărilor de acum 4 ani de schimbare a rețelei de canalizare se face doar dacă strada are asfalt ca în palmă. O comună din țara Făgărașului primește bani de la Uniunea Europeană pentru a instala internet wireless gratuit în spațiile publice, cu acoperire pe întreaga arie. Este vorba despre suma de 15.000 de euro pentru a monta rutere de internet în regim public. Comuna Șinca Veche a fost desemnată printre cele 142 de unități administrativ-teritoriale din România care beneficiază de acest program, ajuns la cea de-a treia etapă. Iubitorii de artă fotografică sunt așteptați joi, 31 octombrie, de la ora 17, la vernisajul unei expoziții pline de culoare. Făgărășanul Constantin Dinu, pasionat de fotografie, va expune lucrările sale în turnul Tomori. Constantin Dinu a primit premiul special centenar în cadrul unui concurs național de fotografie. Primul proiect realizat prin bugetare participativă în județul Brașov a fost finalizat. Este vorba despre drumul ce face legătura între șoseaua Combinatului și strada Belvedere din municipiul Făgăraș, singura localitate din județ care a pus în aplicare conceptul bugetării participative, finanțând proiecte propuse de cetățeni prin concurs. Conform proiectului propus de către un cetățean al Făgărașului, s-au montat pavele pe o suprafață de peste 457 de metri pătrați. Costul total al lucrărilor s-a ridicat la suma de 45.654 de lei, iar recepția acestora a avut loc ieri dimineață în prezența unei comisii din cadrul primăriei Făgăraș. Una dintre inițiativele făgărășenilor a prins contur. Este vorba despre racorduri dintre șoseaua Belvedere și dintre șoseaua Combinatului și strada Belvedere, acel drum de acces înspre casele de pe strada Belvedere și sala de dans. A avut loc recepția la terminarea lucrărilor luni, în data de 28. Practic s-au pus niște pavele, niște borduri în zona respectivă și drumul este acum practicabil și exact cum și-au dorit cetățenii municipiului. Racordul facilitează transportul copiilor la școala de dans și accesul persoanelor care participă la activitățile desfășurate în sala de sport. Beneficiarii investiției mai sunt și locuitorii străzii Belvedere, dar și clienții sau furnizorii firmelor situate în această zonă a Făgărașului. Procesul de bugetare participativă, program pilot demarat de Primăria Municipiului Făgăraș în data de 10 mai, urmărește îmbunătățirea calității vieții prin implicarea cetățenilor și este în plină desfășurare. Prin acest proces, care deocamdată este unic în județ, sunt puse în aplicare 5 proiecte propuse de cetățeni. Acestea pot fi verificate în orice moment pe platforma www.bp.primaria-făgăraș.ro. Recon și Doje repară strada parcului pe propria cheltuială în urma lucrărilor din anul 2015. Firma a început astăzi reabilitarea străzii parcului în urma discuțiilor purtate în ultimii ani între reprezentanții primăriei Făgăraș și cei societății. Recepția lucrărilor realizate în urmă cu aproximativ 4 ani se face doar dacă această stradă este reabilitată cu covor asfaltic. Vă reamintim, aceeași firmă a intervenit pe această stradă în anul 2015 pentru schimbarea rețelei de canalizare. Astfel, firma Recon și Doje a decis să aducă întreaga stradă la starea inițială cu fonduri proprii, conform regulamentului referitor la eliberarea aprobării de săpătură și la condițiile de refacere a infrastructurii domeniului public al municipiului Făgăraș, aprobat prin hotărârea de Consiliul Local numărul 68 din 2017. Potrivit regulamentului, pe străzile deja reabilitate, după finalizarea lucrărilor necesare, se toarnă covor asfaltic pe întreaga suprafață.
contractul dintre Societatea Apă Canal Sibiu și Recon și Doje, în valoare de 14 milioane de euro, a fost semnat în anul 2013 și prevedea înlocuirea conductelor de canalizare uzate, vechi de peste 50 de ani, în baza unui proiect tehnic demarat în anul 2007. Primăria a pus la dispoziție străzile pe care să fie realizate lucrările, urmând ca la finele contractului să le preia refăcute la stadiul inițial, lucru care nu s-a întâmplat. Primăria Șinca Veche a obținut finanțare pentru instalarea unei rețele de internet wireless gratuit în comună printr-un proiect european. Primarul Victor Bârlez a declarat că finanțarea pentru această investiție a fost obținută în urma celei de-a treia runde de înscrieri în cadrul programului european, iar prin acesta comuna Șinca Veche a obținut voucherul de 15.000 de euro destinat instalării rețelei. Implementarea proiectului aduce plus valoare comunei, întrucât poate oferi servicii de internet gratuit pentru comunitate. Vor fi instalate rețele de internet wireless la instituțiile publice din comună, la unitățile de învățământ, precum și la dispensarele umane. De precizat că proiectul european Wi-Fi for EU oferă internet wireless gratuit în spații publice interioare sau exterioare, de exemplu localuri ale administrațiilor publice, școli, biblioteci, centre medicale, muzee, parcuri publice și piețe publice. În România 142 de localități au fost desemnate câștigătoare în cadrul acestui proiect european. Beneficiarii finanțărilor au fost aleși pe criteriul primul venit, primul servit, ținându-se cont și de echilibrul geografic. Muzeul Valer Literat de la Cetate găzduiește în turnul Tomori, joi, 31 octombrie de la ora 17, vernisajul unei expoziții de fotografie. Cel care va expune lucrările sale și va prezenta iubitorilor de gen arta sa este făgărășanul Constantin Dinu. Joi 31 octombrie la ora 17 avem un vernisaj de expoziție, o expoziție de artă fotografică a lui Dinu Constantin. Este cunoscut mai ales în spațiu online prin pozele pe care le face la Cetate și considerăm că trebuie promovați asemenea oameni. Noi de altfel organizăm la finalul fiecărui an expoziție de artiști locali pentru că dorim să promovăm și să arătăm oamenilor că avem asemenea artiști, chiar dacă sunt amatori printre noi. Vernisajul va fi ținut în turnul Tomori, la etajul 1. Constantin Dinu este pasionat de fotografie și este prezent la unele evenimente culturale din oraș și din zonă. A primit premiul special centenar în cadrul unui concurs național de fotografie ce a avut loc la Brașov în urmă cu un an.